De ce vă este cel mai mult frică acum? <laughs> și dacă vă este frică? Bineînțeles că am tare multe îngrijorări și sunt îngrijorări care țin de siguranța cetățenilor Republicii Moldova. Sunt îngrijorări majore pe partea economică, pentru că oricât am încercat noi să atenuăm consecințele acestor crize și în special ale războiului, ele sunt și vor fi în continuare și vor fi resimțite de fiecare cetățean și vor fi resimțite de agenții noștri economici. Deci aici este cea, cea mai mare problemă. Cum să facem ca în pofida uh, consecințelor dramatice ale războiului să, să putem să, să menținem uh, un standard de viață și să reușim să mergem mai departe? Evident că războiul este cea mai mare problemă și ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca uh, să fie oprit acest război cât de curând. Urmează negocieri cu femeii. Unii spun că femeii impune și anumite condiții care nu neapărat sunt în favoarea statului. E gata Republica Moldova să negocieze și care ar fi cele mai sensibile aspecte ale dialogului cu femeie? Eu nu cred că sunt probleme pe care se discută pe contrasens. Din potrivă, Femeii uh, ne recomandă să uh, creștem cheltuielile ca să putem să susținem și păturile vulnerabile și să susținem și dezvoltarea economică. Să avem uh, această. Deci, cu cât economia. în situația în care economia nu crește, trebuie să, să vii cu. să crești cheltuielile. Evident că trebuie să găsim aceste surse pentru a crește cheltuiele și. O dovadă în plus la răspunsul pe care l-am dat în raport cu atitudinea Occidentului. Occidentul nu doar că ne susține în decizia noastră, dar trei țări, România, Germania și Franța, au decis că e nevoie de un sprijin mai mare pentru Republica Moldova, după vizitele pe care le-au avut aici și săptămâna viitoare, la Berlin. Aceste trei țări organizează o ședință pe Moldova cu toate țările membre, unde vor veni reprezentanții ai tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene, va merge doamna prim-ministru cu echipa și uh, iată toată această lume va discuta cum pot să ajute Republica Moldova. Dar asta ce este, așteptări are Republica asta Moldova un, de la aceste venimeni din este Germania? Asta este un semnal de sprijin major. Și Republica Moldova merge acolo cu uh, informații despre deficitul bugetar și necesitățile de finanțare ale bugetului. Republica Moldova merge cu informații și proiecte concrete pe care vrea să le realizeze în câteva domenii, și în domeniul energetic, cum am spus, și în domeniul social, și în domeniul protecției hotarelor, deci managementul hotarelor din cauza situației în care suntem. Deci, asta este un semnal foarte clar. Dacă toată lumea a lăsat deoparte alte probleme și a decis să facă o ședință a donatorilor pentru Republica Moldova ca să poată să acorde ajutor imediat. Da, atunci când v-am întrebat despre negocierile cu femeii, m-am referit și la unele declarații ale liderilor de opinie care spun că femeii nu apleacă ușor urechea la problemele agricultorilor, de exemplu, ca să fie majorate subvențiile pentru agricultură, la alte probleme sociale. Credeți că pot să apară probleme? Guvernul a majorat fondul de subvenționare în agricultură de, la un, miliard, antier, premier, de da? la un miliard, la un miliard 500 de milioane. Deci, cum poți să faci asemenea declarații, în momentul în care se majorează cu 500 de milioane de lei, fondul de susținere în agricultură? Guvernul ieri a anunțat sprijin pentru acest sezon de uh, agricol, deci pentru agricultori. Da, normal că noi ne-am dorit cu toții mai mulți bani, dar în momentul în care banii la buget vin mai puțin din cauza uh, crizei economice, încercăm să alocăm tot ce avem și inclusiv resurse externe. Deci femeii este cel care merge împreună cu guvernul acum să convingă donatorii să obținem mai mulți în bugetar. Femeii nu spune că trebuie să micșorăm cheltuielile. Ei spun că trebuie să le ma majorăm acum. Și o să încercăm să le majorăm, evident, într-o anumită limită.